Bine v-am regăsit la GoTech. Astăzi voi prezenta aspecte ale companiei Microsoft și detalii despre un posibil Galaxy S4 Mini. Microsoft, după cum bine știți, este o companie multinațională cu sediul în Washington, care produce de la telefoane, tablete până la software utilizat de milioane de oameni. Ea a fost înființată pe 4 aprilie 1975 de către Bill Gates și Paul Allen. În 1983 au lansat un sistem de operare de ultimă generație care oferea o interfață grafică de utilizator și multitasking. În 1990 au introdus Microsoft Office, care cuprindea Word și Excel, după care au lansat Windows 3 și s-au axat pe aceste două produse. În 1995 au redefinit sistemul de operare, au introdus butonul de start, multitasking mai avansat și compatibilitate pe 32 de biți plus browserul Internet Explorer. În ediția următoare voi prezenta aspecte după anul 2000, lansarea sistemelor de operare XP, Windows Vista 7 și 8 și a tabletelor și telefoanelor. Cei de la Samsung pregătesc un Galaxy S4 Mini. Site-urile de specialitate spun că ar avea un ecran de 4,3 inch Super AMOLED, un procesor dual core de 1,6 GHz. Conform primelor informații neoficiale, acest telefon ar trebui să ajungă pe piață în această vară. Este disponibil în mai multe versiuni, în funcție de regiune, fiind pregătită și una dual SIM. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în ediția următoare cu cele mai noi informații din lumea tehnologiei.